Din respect față de seniorii urbei, Primăria Municipiului Hunedoara a indexat, conform noilor reglementări, cu 13,8% rata de inflație, plafoanele de venit în baza cărora se acordă călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun pe teritoriul Municipiului Hunedoara. Astfel, pensionarii cu venituri între 2561 și 2945.000 de lei pe lună beneficiază de 30, 20 sau 16 călătorii gratuite în funcție de mărimea pensiei. Îndeva, spre dezamăgire și supărarea pensionarilor, plafonul nu a fost indexat, singurii pensionari care beneficiază de doar 10 călătorii gratuite fiind cei cu pensii mai mici sau egale cu 1500 de lei pe lună. Pensionarii din municipiul Deva spun că este inadmisibilă lipsa de respect și de interes a administrației locale față de situația lor, în condițiile în care bugetul general al Devei rivalizează cu bugetul Consiliului Județean. La Deva, primăria reședinței de județ a anunțat că pensionarii pot ridica deja biletele de transport gratuit pentru lunile aprilie-iulie. Beneficiari de 10 călătorii sunt doar pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 1500 de lei pe lună, adică același plafon ca anul trecut, în condițiile în care pensiile au fost indexate din ianuarie cu rata inflației de 13,8%. Este o certitudine faptul că în aceste condiții, mulți pensionari nu mai au dreptul nici la cele 10 călătorii gratuite, deoarece au depășit plafonul de 1500 de lei prin indexare. În comparație cu Deva, Hunedoara, oraș muncitoresc, cu un buget mai mic, dar cu respect imens pentru seniorii urbei, acordă pensionarilor cu venituri între 2561 de lei și 2945 de lei câte 30, 20 sau 16 călătorii gratuite în funcție de mărimea pensiei. În plus, administrația locală a indexat plafonul cu rata inflației, astfel încât pensionarii să nu-și piardă drepturile. Această inițiativă vine în sprijinul comunității locale, facilitând accesul la transport pentru un număr mai mare de cetățeni. Această măsură reflectă angajamentul autorităților locale față de îmbunătățirea accesului la serviciile de transport în comun, iar prin majorarea plafoanelor de venit și distribuirea abonamentelor gratuite, se urmărește să se sprijine inclusiv categoriile sociale vulnerabile, oferindu-le posibilitatea de a se deplasa în mod accesibil și convenabil în interiorul orașului, se arată într-un comunicat al primăriei.